Ioana Bogdan a ales să cânte în această seară alături de cel care i-a ghidat până acum cariera. Așadar, vine la vedeta populară alături de Marcel Părău. Jocului măi, la 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 la, din mijlocul satului măi, la 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 la, mândră-i roata jocului măi, la 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 la, din mijlocul satului măi, la 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 la, roată mândră de ficiori măi, la 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 la, pe la noi de sărbători măi, la 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 la. Bună seara, Marcel! Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai revenit la Televiziunea Română! Ce ne spui despre domnișoara aici de față? De ce merită titlul de vedetă populară, după părerea ta? După părerea mea, consider că, iată, după 30 de ani de la debutul meu în Televiziunea Română, mulți înainte, iată că a venit vremea ca folclorul de pe Valea Hârtibaciului, atât folclorul cât și costumele noastre frumoase de pe Valea Hârtibaciului, să le putem da Ioanei, să le ducă cu sfințenie mai departe. Mulțumim, Marcel, mulțumim foarte mult. Te așteaptă colegii mei. Așadar, încep cu domnul Leșe. A fost un moment plăcut, impresionant așa, s-au potrivit la glasuri. Mi-a plăcut. Frumos, frumos. Costică. Da. Ioana și-a ales, să zicem, partenerul de cântec în această seară pe măsura vocii ei. Chiar au comunicat, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Felicitări. E de la ea de acasă, da. Marcel. Bravo, bravo. Doamna Elize? Ioana, te felicit. Te felicit pentru alegerea pe care ai făcut-o. De ce? Pentru că, după opinia mea, și asta este o probă de concurs. Să știi să-ți alegi repertoriul. Felicitări. Doamna Lavric? Da. Mi-a plăcut acest duet. Au fost... mai rar să cânte așa la unison și să fie exact pe aceeași linie, cu vocea, cu timbru. Mi-a plăcut foarte mult și îți doresc mult succes. Da, e unanimitate în domnul Dinescu. Ia să auzim. Aici a fost o armonie deplină și am fost atent că glasul ei n-a fost acoperit, n-a trăit cu complexul maestrului. A fost prezentă. Ceea ce e mare lucru. Doamne, nici nu-mi vine să cred, nu pot să vă exprim în cuvinte ceea ce am simțit. Nu mă așteptam. Ce meserie ai? Eu sunt asistent medical. Lucrez pe secția de neonatologie. Deci ești neonatolog. Asistent neonatolog. Neonatolog, perfect. Înseamnă că o să poți să mă ajuți într-un lucru
Da? Că am aici o... Stai un pic, că fără eșarpă, fără eșarpă... Se pierde efectul. Da, cum să nu. Da, corect. Uite. Și acum îți explic imediat ce e, că mi-am notat că n-am putut să rețin. Fiară. Immunoinstant G, supliment alimentar pentru copii și adulți. Este pulvere din gălbenuș de ou hiperimun cu anticorpi împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice și pentru întărirea imunității organismului. Ne vedem la proba 3. Da? Câștigi? Și în două minute. Doamne ajută! Câștigi? Eu așa sper, da.